grevă, dascălii au ieșit în stradă, oficialii și-au văzut de program. Program care sub nicio formă nu a coincis cu agenda românilor. Președintele Klaus Iohannis s-a aflat la Sibiu, unde a vizitat împreună cu omologul german și prima doamnă liceul Gheorghe Lazăr, acolo unde șeful statului are postul de profesor blocat de 23 de ani. În același timp, premierul Nicolae Ciucă la mormântul ostașului necunoscut din capitală, iar apoi a plecat la Cluj. Promotorul României Educate, Klaus Iohannis, a început ziua la câteva sute de kilometri distanță de locul în care peste 15.000 de profesori își scandau nemulțumirile. Ne-am reunit astăzi cu emoție și respect de ziua Înălțării Domnului pentru a-i comemora pe toți cei care și-au dat viața numele idealurilor noastre naționale. Monumentul eroilor din pădurea Dumbrava evocă jertfa soldaților români căzuți pe câmpurile de luptă în cele două conflagrații mondiale. Șefului statului i s-a alăturat și prima doamnă. Carmen Iohannis a făcut câteva poze cu un grup de elevi de la liceul la care predă, în timp ce colegii de catedră se aflau în grevă. Haideți, vă rog, puțin, mulțumesc. Mai mult, în fața președintelui, un grup de copii a intonat patriotic O lume minunată. Momentul a avut loc în timp ce profesorii chiar asta strigau că își doresc. Pentru copii, în lumea cu povești și flori veți întâlni, numai copii, o lume inocenței păstrează orice-ar fi, pentru copii. În afara evenimentelor cotidiene, a apărut afișii premierul Nicolae Ciucă. Cu doar câteva ore înainte de a-și depune mandatul, șeful executivului a comemorat ziua eroilor. Sublocotenent Mărcuș Victor, căzut la datorie în al doilea război mondial, l-a iernut România. Caporal Martin Ion, căzut la datorie în al doilea război mondial la Budapesta, Ungaria. După ceremonia din Parcul Carol din capitală, premierul țării a luat un avion și a plecat într-o altă misiune la Cluj, acolo unde a fost întâmpinat de huiduielile dascălilor nemulțumiți. Bună ziua! Șefa Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Ioana Timo.